Solo da asistenții celui care conduce. De asta zic, unde e la ta? Bună ziua, doamnelor și domnilor, pentru cei care mă cunosc, mă numesc Mioara Manea și sunt jurist în cadrul instituției prefectului județul Bacău.
Mă aflu aici, în fața dumneavoastră, ca urmare a mandatului credințat de către prefectul județului Bacău, domnul Ioan Dica. În continuare, voi da citire ordinului prefectului numărul 146 din 21 iunie 2016. Ordin. Privind convocarea consilierilor locali declarați aleși la legile locale din data de 5 iunie 2016 pentru ședința de constituire a Consiliului Local al Comunei Sascut, județul Bacău. Ordinul a fost emis în temeiul următoarelor prevederi legale. Prevederile legii numărul 215/2001 privind administrația publică locală, prevederile legii numărul 393/2004 privind statutul aleșilor locali, prevederile ordonanței guvernului numărul 35/2002 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale și, desigur, dispozițiile legii numărul 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului. Ordin. Articolul 1. Consilierii locali declarați aleși la alegeri locale din data de 5 iunie 2016 sunt convocați pentru ședința de constituire a Consiliului Local al Comunei Sascut, județul Bacău. Ședința de constituire a Consiliului Local va avea următoarea ordine de zi. 1. Alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Local. 2. Validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși în alegerile din data de 5 iunie 2016. 3. Depunerea jurământului de către consilierii locali ale căror mandate au fost validate. 4. Alegerea președintelui de ședință. 5. Prezentarea validării alegerii primarului. 6. Depunerea jurământului de către primar. 7. Alegerea viceprimarului. Și 8. Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Semnează prefect Ghica Ioan. Domnule președinte, în continuare, vă rugăm să preluați lucrările. Vă mulțumesc! Și vă anunț de pe acum că domnul președinte este însoțit de cei mai tineri domni consilieri din cadrul Consiliului Local al Comunei Sascut. Vă rog să vă prezentați! Bună ziua! Am din nou onoare să mă prezint de data aceasta în calitate de viitor consilier local. Carmen Stanciu mă numesc. Vă mulțumesc! Vespan Gheorghe, consilier. Dar nu numai pentru cei care au muncit în această
perioadă și au obținut rezultate. Și cei care sunt în opoziție, cu numărul și cei de la putere. La ședința noastră participă, așa cum s-a anunțat doamna Manea, la reprezentanța instituției de Tecturii, ca invitat în continuare, domnul Negoriță Ioan și domnul Vasile. Suntem de acord să domnul părinte Claur Cremiță. Suntem de acord să participe la lucrările ședinței noastre. Pe lângă consilierii care au fost aleși, în sală sunt prezenți, invitați, oameni din Sarsus, oameni care au muncit în perioada aceasta și oameni care au un anumit atașament față de o anumită formație politică. Le mulțumim pentru participare și urăm succes lucrărilor ședinței noastre. Domnule! Vă anunțăm, trebuie să vă spun că n-am avut asta în program, asta mi s-a dat acum și dacă mai am câteva niște semnătrupe, îmi cer scuze că până acum n-am avut asta ceva, dar le facem pe toate. Bună inimă și să vedem urmă. Domnul Negoriță Ioan va ține o scurtă, să spunem noi, rugăciune de început pentru ca noi să avem succes și să ne ajute Dumnezeu în ceea ce vrem. Mântuiește-i de toată rea întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Și ne îmbrădicește că toți totdeauna mulțumire a aduce cele prea bune a grăit și a cântat ție celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Amin. Vă dorim succes lucrărilor în dorinile de astăzi. Thank you.
ale celor care vom. Vă rog tare mult, fiindcă nu este chiar ușor. Am mai gândit câteva lucruri ca să terminăm mai repede. Și acum trecem la alegerea comisiei de validare. Eu propun ca să fie aleasă din 5 membri. Supunem la vot numai consilierii votează. Supunem la vot ca comisia de validare să fie formată din 5 membri. Cine este pentru? Domnul consilier. Numai domnul consilier. Am ajuns. Cine se abține? Cine este împotrivă? În unanimitate au fost ca aprobat să fie formată comisia de validare din 5 membri. Vă rugăm să faceți propuneri. Fiecare face câte o propunere. Da. Domnul Constantin, deci propun pentru comisia de validare și următorii consilieri. Constantin Gheorghe. Da, domnul consilier Constantin, propune pe... Domnul Popa Costică. Domnul Dragomir Nicolae. Domnul Dragomir Nicolae. Domnul Paris Ali. Domnul Paris Ali. Ali. Domnul Costea Nicolae. Domnul Costea Nicolae. Și domnul Chiriac Marian. Domnul Chiriac Marian. Supunem. Dacă mai spun alte obiecțiuni. Alte propuneri. Deci nu mai. Atunci, supunem la vot pe fiecare în parte din comisie, un loc, supunem la vot în bloc membrii comisiei de validare care mai înainte au fost anunțați. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? În unanimitate de voturi a fost aleasă comisia de validare pentru următorii 4 ani, numai pentru asta. Luăm o scurtă pauză ca membrii comisiei să aleagă președintele. Și să îndocmească raportul de validare. Membrii Comisiei de Validare, vă rog să veniți în față. Doamna secretară, vă rog să vă apropiați de Comisia de Validare cu materiale, să-i ajutați, da? Yeah.
membrii acestei comisii. Le mulțumesc pe această ocazie. Îmi vine deosebită plăcere să vă anunț, în urma verificărilor făcute, toți cei 17 consilieri împlinesc calitatea de a fi consilier. Și vreau să votăm în teren, da? Sau cum vreau? Teren. Atunci teren. Deci ei au orice interceleri. Astăzi, data de mai spus, comisia de validare care a stat aleasă de Consiliul Local al Comunei s-a spus în ședință, în ședința publică din data de 25.06.2016, a examinat în conformitate cu prevederile articolului 31 al numeratul 3 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, cu modificările și completările ulterioare. Legalitatea alegerii consiliilor. Consilierilor, comisia a constatat că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea unui număr de 17 consilieri conform tabelului. O să-i citesc în ordinea tabelului. Apostol Ionel, partidul care l-a desemnat PSD-ul, Chiriac Marian, ALDE, Constantin Gheorghiță, PSD, Costea Nicolae, ALDE, Drofzei Ridică, PNL, Dragomir Nicolae PSD, Grejeanu Nicoleta PSD, Gerdeanu Stelian PSD, PNR, Leon de Costel PNR, Marin Romeo PSD, Matache Romică PNR, Moise Părică Nicolae PSD, Paris Amin Mihai PSD, Popa Costică PSD, Sandu Ionela PSD, Stanciu Carmen PSD, Desfai Gheorghe PNR. Deci comisia de validare a fost aleasă în speță Popa Costică, Dragomir Nicolae, Paris Alin, Chiriac Marian și Costea Nicolae. În conformitate cu prevederile articolului 30 al alineatul 1, 2, 3, 4, 5 din legea 215/2001 privind administrația publică locală, a verificat legalitatea alegerii fiecărui consilier comunal. În alegerile ce au avut loc pe data de 5 iunie 2016, constatând următoarea. Pentru alegerea Consiliului Local al Comunei Sastrui, Dețu Bacău și-a depus un număr de 155 candidați pe partide politice, după cum urmează. Uniunea Națională pentru Progresul României, 18. Partidul Național Liberal, 22. Partidul Alianța Liberală Democraților, 22. Partidul Social Democrat, 22. Partidul Social Românesc, 22. Partidul România Mare, 22. Partidul Mișcarea Populară, 22. Partidul IM10, 5. De acolo, Andrei Nicolae, independent. Toate candidaturile au fost depuse în termen cu respectarea legii 115 din 2015 pentru alegerea autorității administrației publice locale pentru modificare pe legea administrației publice locale numărul 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea legii 393/2004 privind statutul aleșilor locale. Rezultatul voturilor a fost consemnat în procesul verbal încheiat la biroul electoral de circunscripție și este următorul. Numărul total al alegătorilor conform listelor electorale permanente a fost de 8371 persoane. Numărul persoanelor care s-au prezentat la vot a fost de 4.437. Procesul de participare la vot a fost de 56%. Numărul total de voturi valabile exprimate a fost de 4.198. Numărul total de voturi nule, 239. Numărul de mandate de consilier local comun a fost 17. Lista candidaților cărora le s-au atribuit mandate de către biroul electoral de circunscriție comunal și aparținința politică a acestuia. Am mai citit o dată. Apostol Ionel PSD, Sandu Ionela PSD, Stanciu Carmen PSD, Popa Costică PSD, Constantin Gheorghiță PSD, Alin Pareț Mihai PSD, Dragomir Nicolae PSD, Moise Părinte Nicolae PSD.
Matache Romică PNL, Leonte Costel PNL, Dorotei Mică PNL, Desfan Gheorghe PNL, Helbeanu Stepean PNL, Costea Nicolae ALDE și Chiriac Marian ALDE. În conformitate cu articolul 31 din legea 215/2001, Comisia de Validare a verificat legalitatea alegerii pe care consilier sub aspectul unor incompatibilități încălcate în condițiile de eligibilitate, existența unor fraude electorale sau oricăror alte încălcări grave ale legii privind alegerile locale, constituind constatând că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât propunerea validării unui număr de 17 consilieri. Da, vă mulțumesc! Trecem la validarea individuală a propunerilor pentru comisia de validare pe care merg în parte. Pentru propunerea Popa Costel. Trecem la prezentarea listei de candidat. Avem trei practici consilieri și în ordine alfabetică prezentăm de fiecare în parte consilierul care își aude numele se ridică în picioare, nu votează. Apostol Ionel, PSD. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci, în unanimitate de voturi, a fost ales Apostol Ionel, consilier. Validat. Chiriac Marian. Doamnelor și domnilor, vă adresez următoarea rugăminte. Aceasta este o ședință de lucru. Este foarte frumos că au venit mulți invitați. Dar vă rugăm frumos să păstrăm liniștea ca să putem desfășura lucrările ședinței. În toată această procedură de constituire a Consiliului Local, votează doar domnii și doamnele consilieri. Publicul doar ascultă. Și o să vă dăm cuvântul la sfârșitul ședinței ca să vă elegitați aleșii dumneavoastră locali. Vă mulțumim frumos! Am amintit lucrul acesta, dar nu ne-a ascultat și a început să apară murmuri și apare chestiuni care deranjează și pe dumneavoastră și pe noi. Chiriac Marian, de la Partidul ALDE. Cine este pentru ca să fie ales consilier? Cine este pentru să fie validat consilier? Ca să vedeți cine votează. Asta este. Iar secretarul comunei consemnează votul. Dacă sunt 5 oameni împotrivă, trebuie să-i consemneze. 5 consilieri, care sunt, da? Asta este procedura de lucru. Poftiți. Cine este pentru, încă o dată, repet, cine este pentru mâna sus, consilierii în afară de cel care se aude numele. Cine se abține? Cine este împotriva? Deci, în unanimitate, a fost validat domnul Chiriac Maria. Constantin Gheorghe. Îl cunoașteți? Cine este pentru ca domnul Constantin Gheorghe să fie validat consilier? Toată lumea.
Cine se abține? Cine este împotrivă? În unanimitate a fost validat consilier. Costea Nicolae. Îl cunoașteți? Învățătorul nostru din statul. Un băiat destoinic. Cine este pentru? Cine se abține? Eu mă uit în o mână. Cine este împotrivă? Unanimitatea a fost aleși domnul Costea. Dorotei Pitica. Domnul doctor Dorotei, cine este pentru ca domnul Dorotei să fie validat consilier? Cine se abține? Cine este împotrivă? În unanimitate a fost validat și domnul Dorotei. Dragomir Nicolae. Îl cunoaște foarte bine. Cine este pentru? Cine este împotrivă? În unanimitate a fost ales sau a fost validat consilier. Doamna Grejdeanu Nicoleta. Eu o cunosc mai bine când a fost elevă, poate până la matematică. Acum doamnă cu copii mari, eu mai vârstă, mergem înainte. Cine este pentru ca doamna Grejdeanu Nicoleta să fie validată consilier? Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Doamna Grejdeanu, unanimitatea a fost. Domnul Cerdeanu Sterian, PNR. Cine este pentru ca domnul Sterian să fie validat consilier? Cine se abține? Cine este împotrivă? Domnul Cerdeanu Sterian a fost validat consilier. Domnul Leonte Costel, îl cunoaște profesor de matematică la Școala Fărcești. PNR. Cine este pentru ca domnul Leonte Costel să fie validat consilier? Cine se abține? Cine este împotrivă? Marin Romeo. DSD. Cine este pentru ca domnul Marin Romeo să fie validat consilier? Cine este la tine? Cine este împotriva? Domnul Matache Romica. De la PNR, se cunoaște suma statutului cetățean. Cetățean. Cine este de acord ca domnul să fie validat consilier? Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotriva? Domnul Matache Romica a fost în unanimitate ales validat consilier. Bănică Nicolae. Bănică Nicolae. Cine este pentru ca domnul Moise Bănică Nicolae să fie validat consilier? Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Domnul Moise Bănică. Paris Ali Mihai. Domnul Paris, profesor de matematică, un om sărbincios, bine a venit în echipa consilierilor. Cine este pentru?
calendar consiliar. Cel mai tânăr. Cel mai tânăr. Cine se abține? Cine se împotrivă? Domnul Popa Costică. Cine este pentru ca Popa Costică să fie validat consilier? Cine se abține? Motiv. Doamna Sandu Ionela. Doamna de reclame, faceți foarte bine. Cine este pentru ca doamna Sandu să fie validată consilier? Cine se abține? Cine este împotrivă? Unanimitate, doamna. Domnul Sandu. Doamna Stanciu Carmen. Profesorul cunoaște foarte bine la facultat. Cine este? Am fost colegi la liceu, am predat 4 ani pe ună. Nu mai cer disciplină. Stanciu Carmen. Cine este pentru ca să fie validată consilier? Cine se abține? Cine este împotrivă? Și a rămas ultimul. Ștefan Gheorghe. PNL. Cine este pentru ca să fie validat consilier? Cine se abține? Cine este împotrivă? Vrem care am creat prezentul proces verbal. Să mă invânt odată, chiar dacă nu vă mulțumesc,
vă felicit, vă mulțumesc! Îl felicit pe colegul meu, domnul primar interimar, domnul Păstean, asigurându-l din toată colaborarea. Îl felicit pe colegii liberali, pentru că a fost o luptă mai corectă din când acum 4 ani, cu Bocan. Mi se pare normal ca ascultator și ceilalți de stânga să găsească o soluție pentru să putem să facem ceva mai bun. Adică să nu trec 8 ani și trenul din gara și a fost că rămâne nici măcar un pachet în bagaj. Mulțumesc domnului fost primar Bostan pentru că a preluat în 2008 câteva proiecte și ne-a dus acolo să și colegului Borțun pentru lupta corectă care a fost în anul 2016, pe 5-a, 6-a și astăzi, îmi pare foarte rău pentru universitare, s-au dat demisia din funcțiile de consilier, lăsând să urci ceilalți colegi, dar e ferice pentru atitudinea care a avut-o în Consiliul vechi și în funcția de viceprimar al domnului Borțun și asigur de toată colaborarea noastră. Vă mulțumesc la toți, asta e în prima fază ca să treacă cele 5 minute, iar după și voi depune jurământul, poate mai dați voi un minut și mai. Vă mulțumesc la toți! Acum trebuie să avem mai multă răbdare și să putem să ținem liniștea. Urmează un moment solemn, mai deosebit de punerea jurământului de către consilier. Vă rugăm încă o dată, vă rugăm încă o dată, numai și la treia oară, să vă spunem liniștea ca sentiment de respect pentru cel care depune jurământul. Doamnelor și domnilor, depunerea jurământului de către consilierii locali validați este un moment deosebit. De aceea, vă rugăm să vă ridicați în picioare, inclusiv invitații. Procedura de depunere a jurământului, numele consilierului, consilierul se va deplasa aici unde este și domnul preot, unde se află Biblia, da? Poftiți? Deci, Părintele Deci, aici, pe masă, se află, domnule Părinte, explicați-mi, se află Sfânta Evanghelie, Crucea și Constituția României. Și Constituția României, desigur. Deci, după ce se aude strigat, consilierul respectiv se deplasează, se prezintă la masă, pune mâna pe Constituție, Biblie, Cruce, ce a pus Părintele aici la masă și pronunță cuvântul jur. După care va semna cele două exemplare ale jurământului. Un exemplar rămâne la dosarul de ședință, unul primește consilierul. Poftiți! Vă mulțumesc! Domnul Apostol Ionel. Nu, un moment. Rămâneți acolo. Întâi citește doamna secretar. Rămâneți aici. Pentru toți. Pentru toți va citi. Pentru toți. O singură dată și m-a spus. O singură dată. În conformitate cu prevederile articolului 34, aliniatul 1, din legea 215 pe 2001, privind administrația publică locală, se depune în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Sascurt, județul Bacău. Așa să ne ajute Dumnezeu! Jur. Jur.
urmează domnul Chiriac Marian. Jur. Acum semnați. A bine? Am de exemplare, doamne, da? Da? Domnul Constantin George. Puneți mâna. Jur. Domnul Costea Nicolae. Jur. Domnul Dorotei Mitigă. Mâna pe cos. Jur. Domnul Dragomir Nicolae. Domnul Grezeanu Nicoleta. Doamnă. Domnul Cherdeanu Stelian. Domnul Leonte Coser. Hai, Coser, hai. Jur. Jur. Domnul Marin Romeo. Jur. Domnul
Doamna Sandu Ionela. Zon. Doamna Stanciu Carmen. Jur. Fernando Vespan Gheorghe. Să-l auzim acum, acum jur. Ia să vedem cum jur, mă dar. Ia să vedem. Jur. Jur că nu mai fac. Domn profesor, jur că nu mai fac. Cred că jur pe 3 ori. Mai este ceva? Da. Vă rugăm să luați loc. Vă rugăm să luați loc. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Președinte, declar Consiliul Local legal constituit și în acest sens vă rog să adoptăm hotărârea de constituire a Consiliului Local al Comunii Sascut. Cine este pentru? Consilieri, consilieri. Cine este pentru? Dacă se abține cineva, în unanimitate, Consiliul Local format din cei 17 membri a fost ales în unanimitate. Mai spunem ceva atunci e în chiar direct. Mulțumesc în numele celor care sunt prezenți. Tuturor locuitorilor pentru alegerile făcute și urez la mulți ani că poate să poarte numai în cei 4 ani funcția de consilier. Succes, sănătate tuturor celor care au participat și participat la acest în continuare. Trecem la partea a doua. Alegerea președintelui de ședință. Cine face propuneri pentru alegerea domnul Chiriac Maria? Activitatea care ați depus-o și pentru efortul care ați făcut să ne aduceți PSD-ul în Fruntea Comunei Sascut. Rog pe doamna Amalia Mioara, reprezentantul instanței, reprezentantul prefecturii în teritoriu, să prezinte hotărârea de validare a domnului primar. Mulțumesc! Judecătoria Bacău, în dosarul numărul 8682,
pe 180/2016 a pronunțat următoarea hotărâre în data de 22 iunie 2016. Pe rol, fiind judecarea cauzei civile privind pe biroul electoral de circunscripție numărul 75 s-a spus și având ca obiect validare primară. La felul nominal a răspuns domnul Răuță Ioan în calitate de candidat la funcția de primar al comunei Sascut, județul Bacău. Instanța a constatat că prin cererea registrată pe rolul judecătoriei Bacău numărul 8628 pe 180/2016 din 9 iunie 2016 și la dosar, deci s-a înregistrat cererea biroului electoral de circunscripție numărul 75 și s-a înaintat propunerea de validare a alegerii primarului în circunscripția electorală comunală numărul 75 s-a scurt. Din actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele. Domnul Răuță Ioan a depus candidatura pentru funcția de primar în această circunscripție electorală pe lista Partidului Social Democrat. Conform procesului verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului pentru funcția de primar, întocmit de către biroul de circunscripție electorală numărul 75 s-a scurt, candidatul din această listă, respectiv domnul Răuță Ioan, a obținut un număr de 2261 de voturi valabile exprimate, clasându-se pe locul întâi. Instanța constată că domnul Răuță Ioan, candidat din partea Partidului Social Democrat, a întrunit cel mai mare număr de voturi valabil exprimate. Se face referire în continuare la prevederile articolul 58 din legea 215 din 2001, în care se prevede că validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor din localitatea respectivă. Da? Mai departe, s-au reținut toate prevederile legale aplicabile și, de asemenea, s-a mai reținut faptul că s-a depus de către mandatarul financiar adresa numărul 16991 din 13 iunie 2016 privind raportul financiar care s-a depus la autoritatea electorală permanentă. Față de toate cele arătate, instanța, deliberând, admite propunerea biroului electoral de circunscripție electorală numărul 75 a comunei Sascut, județul Bacău și validează alegerea domnului Răuță Ioan în funcția de primar al comunei Sascut, județul Bacău. Felicitări, domnule primar! Și vă doresc să aveți un mandat rodnic, plin de realizări, în fruntea locuitorilor comunei Sascut. Felicitări! Mulțumesc!
Senatul Răuță Ivan, primar al Comunii Sasuc, județul Bacău, în conformitate cu legea 215/2001, privind administrația publică locală, depun în fața Consiliului următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putință și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunii Sasuc, județul Bacău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Acesta este momentul când domnul primar depune frământul și la Senat. Îi urăm multă sănătate, fericire, putere de muncă să-și îndeplinească toate obiectivele, toate obiectivele propuse. Și puterea de muncă. Să fii sănătos mereu. Mulțumesc. Acum, domnule primar, dacă vă rugăm să luați loc, sigur puteți să faceți fotografii, că este un moment deosebit. Dăm cuvântul domnului primar, ales și care tocmai a depus jurământul. Dragi cetățeni, prieteni și de stânga și de dreapta, poși, colegi, amici, consilieri noi, consilieri vechi, părintele Protopop, dați părinți preacucernici și nu în primul rând dumneavoastră cetățenul Comunii Sasuc, care din momentul de față am emoții mai mari un pic din ce cauză. Pentru că fiind în roșu azi, e o zi mai importantă în viața mea. În fine, n-am să o spun, dar asta e viața, mergem înainte, de puțin momente mai bune, mai grele, pentru că în viață, dacă la Dumnezeu îi drag, nu te lasă. Și atunci trebuie să ne mulțumim cu ce mai rămânem, cu ce mai avem pentru noi. Și viața e așa cum e. Dragi prieteni, dragi colegi, n-aș vrea să fiu dur, n-aș vrea să fiu rău, dar vreau să fiu doar față de preoții din comuna asta, pentru că am stabilit ca 8 ani de zile să-mi duc crucea și cu Bănișcule. După 8 ani de zile, îi voi ruga în fața dumneavoastră să se roage să mă țină bunul Dumnezeu, măcar să fac un pic mai mult decât colegii noștri și că Comuna Sasuc a rămas în urmă față de celelalte comuni din Mitrofe Nouă. N-aș vrea să supăr pe nimeni. N-aș vrea să deranjez pe nimeni. Dar cine mă face ca mine, își depune demisia de onoare, mă refer la cei care au luat cu mine mă direct. Nu mai să ne avea eu, nu pot să vă gândesc. Dacă vă duc la primărie, o să scriu dacă am stat în voie la neamielu, nu la primar, pentru că la primar câteodată se și frică să te duci. La angajați se și frică să mai ceva de venit. Nu mai vorbesc de cele lante, greutăți, taxe, impozite, gunoi, etc. Apă și ce tot vorbeam noi prin broșurile de care le-am dat din parte în parte. O să fim închiri. Și mă asigur că acum, dacă nu avem maxim 12 consilieri, știți ce avem?
sunt, este trei cu jumătate plus unic, vreau 10, vreau 9. Noi mult am suferit pentru cei doi consilieri care de 20 de ședințe nu mi-a validat. E vorba despre domnul Stăncilă Nicolae și doamna inginerul Veșteanu Nicolae. Nu e mai putând, prin jocurile care au fost, să mai facem altceva. În viață, știți, pe drum, potrivit, te lasă și palul, te lasă și căruța, câteodată te lasă și mașina, dar cel mai urât lucru este când te lasă prietenii, oamenii, neamul și sat. Lucrul ăsta sper să revină la capul mără. Lucrul ăsta trebuie să înțeleagă alții care au ieșit. Și lucrul ăsta Dumnezeu a vrut să mă aducă înapoi, pentru că la foarte multă lume a fost teamă de ce vine moșneagul înapoi, la vârsta de 60 de ani, considerându-l, cred că de 75. De asta vă rog, din inima mea, pentru a mă îndrepta, pentru a putea face ceva, dumneavoastră veți fi vinovați, dacă nu veniți la mine să-mi spuneți, să-mi cereți, sau să-mi dați unele indicații, pentru că nimeni în viață n-a învățat și nu învață niciodată tot. Lipsurile avem toți. Lipsurile avem toți. Un om poate fi decât o floare, cel mult o floare și un pic, dar florile dumneavoastră sunteți și cu ele putem face ceva. Îmi cer scuze pentru că poate am fost așa de acru un pic, dar în 8 ani de zile să nu calci în primăria comunistă decât de 5-6 ori și să fie respins cu atâta duritate, mă gândesc cu ceilalți cam cum s-a comportat angajații în primărie și de ce v-ați așa. Unii care mă știu și mă știu bine, nu poate doamna director să nu mă știe de 27 de ani de când fac politică, ca membru fondator acestui partid, i-am crescut sub ochii mei, i-am luat de mici, am adus bani, au făcut studii, nu au învățat de la mine așa. Eu am avut o gură mai spurcată, eu am fost mai dur, mai dictatură un pic, dar n-am amendat niciodată, nu știu, un proces verbal, nici o și nici angajații primării, niciodată n-am făcut un rău și tot timpul mi-a fost milă între de cei bătrâni și în de cei mai tine. Și acum în mare parte de copii, pentru că avem o minunție de copii în această comună, să vedeți, și o să facem un spectacol cu tot ce are învățământul, cadrul medical și profesorii în comună s-a spus, ca să vă dați seama de munca și efortul de lor. Cunosc asta de o săptămână din când am mers la premier, la spectacol. Vreau să-i fericit pe consilierii mei și transmit din partea domnului președinte Dragnea, din partea domnului președinte Brașoveanu și a domnului președinte Vase, succes și vă asigurăm pe dumneavoastră, prin proiectele care o să le facem pentru comună, de toată colaborarea. Eu trebuie să vă mulțumesc, în primul rând, Bunului Dumnezeu, aproape ieri și azi, dacă prin un pic timpul, dumneavoastră, pentru că m-ați ajutat foarte mult, indiferent, acum toți care mă ocupă, nu-i mai știi care și cum. Dar important e că mă ocupă. Și nouă, în ultimul rând, preoților din comună, îmi sunt deputării de protocol, care săracul în mia sa a avut foarte mult greu de dus în perioada asta și mulțumesc în modul cel mai exemplar părintului Vasile, care, de fapt, a găsit soluția ca să fie astăzi așa cum suntem noi așezați în fața dumneavoastră. În încheiere, am să vă spun un minut o poveste de-a mamei mele. Singurul meu prieten a început pe campanie și l-am
înainte de a-mi depune candidatura, a fost mama. Toți din familia mea erau împotrivă. Că ce mă întreb pe ei? Dar mama a făcut revoluția scoată cumva și n-am adus-o. Zice, măi, tu ești cel mai frumos, tu ești cel mai vechi, și ești băiatul mamei, merge mi că îți crezi, o să câștigi. Uite că am câștigat. Așa că, mulțumesc familiei mele, mulțumesc băiatului, fetei, nevestii, fetei mele, Andrușcanu, aici, celor anterute apropiate, pentru că au fost lângă mine, pentru că m-au sprijinit și prin ceea ce au făcut și ei și dumneavoastră, am ajuns ca să mă pot ține de cuvânt de acum încolo, promițându-l că la 60 de ani nici nu mi-am ce mai câștigat, dar nici nu mi-am ce pierde. Dacă nu merg corect și în viață în urma ta, pe ultimul drum, numai ceva număr, măcar cât este în sala asta, înseamnă că degeaba am mort, degeaba ai venit pe pământ și atunci bucuria mea este să fac ceva pentru comuna asta, să rezolv câteva probleme. Iar celor care nu le convine, ei atenționez cu asta ghid, demisia de urmare este cea mai bună în momentul când știi că nu poți. Ca să poți legal. Deci, eu când vorbesc de aceste lucruri, vorbesc în cadrul legal, pentru că legea e mai presus din toate și așa jurământul, mi-a dat un avantaj, am preluat eșalfa, dar mi-a dat și o obligație să se respecte legile țării. Așa că cel care nu vrea să înțeleagă din punct de vedere administrativ, vă rog să aveți respectul față de mine, că eu vă văd cum vă uitați voi, vă știu cum erați când erați și vă știu cum ați rămas așa cum sunteți. Vă mulțumesc să vă dea Dumnezeu sănătate. Multă, multă sănătate și mulțumesc pentru ceea ce a făcut pentru mine azi. Vă mulțumesc mult! Mulțumim, domnul primar! Vă spun, ca să faci ceva, trebuie să poți, iar domnul Răuță vă promit eu că poate. Hai să trecem la cea de-a doua parte a acestei ședințe, și anume alegerea viceprimarului. În conformitate cu altă. Deci, domnul viceprimarul se alege din rândul consilierilor, își va păstra calitatea de consilier fără să fie retribuit. Vă rog să, domnilor consilieri, și de stânga și de dreapta, să faceți propuneri pentru viceprimar. Vă ascult. Dar da, aș vrea să am această onoare și, pentru dacă cine sunt de acord cu mine, aș dori să propun la funcția de viceprimar pe domnul consilier Apostol Ionel. Consult Consiliul Local, dacă mai aveți și alte propuneri. Propunem pe domnul Călteanu Stelia. Mai sunt și alte propuneri? Deci s-au formulat două propuneri. Domnul Apostol Ionel, funcția, formațiunea politică PSD și domnul Călteanu Stelia, formațiunea politică PNL. Aceste două nume vor fi înscrise pe acest buletin de vot, iar consilierii se vor retrage și fiecare va scrie da în fața numelui pe care îl doresc să devină viitorul viceprimar. Votul este secret. Deci, votul este secret, o să vă exprimăm la masa unde a desfășurat comisia de validare. Da, domnilor consilieri, în ordinea alfabetică, vă prezentați să vă luați câte un buletin, dar nu acum, imediat ce doamna secretară va scrie. Cât doamna secretară scrie numele celor doi consilieri care au fost propuși, eu o să vă spun o glumă mică, legată de validarea primarului și validarea consilierii. Domnilor, în atribuțiile celor care validează, ar fi aceea o cauză, ca să nu validezi, ar fi aceea că a făcut fraudă. Domnule Răuță, a făcut o mare fraudă. 908, aproape 1000 de voturi.
Și ascultul era învățat cu un vot, două, trei. A dumneavoastră să-i cală, domnule. Felicitări! Domnul apostolienă, haideți ca să câștigă în timp. Luați un dedic de vot, un pic. Aduc ce te zic. Am înțeles. O scurtă pauză. Între timp, dacă vreți cineva să mai ia cuvântul, cum are vrea, părinte într-un popor. Mă rog. Aș vrea, ca în numele preoților, o mai să ascult, ca protocol al Domnului, să transmitem felicitări domnului primar ales, domnilor consilieri aleși și validați, și mergem cu nădejdea că primăria, biserica și școala, cele trei instituții primordiale dintr-o zonă rurală, vor conlucra spre binele comunității și doresc noilor aleși, celor care ne vor conduce cel puțin timp de 4 ani, să le dea Dumnezeu putere, să le dea Dumnezeu inspirație și mai ales mult suflet și multă dragoste față de cetățenii Sascutului. Vă dorim succes și mă bucură la cuvântare. Altcineva? Aveți emoții cumva din consilier ca să plătească cineva? Atunci o să mai așteptăm un pic procedura de vot. Emil, acolo să fie închis. O masă un pic și urna de vot. Urna aici, da. Și o să luăm în ordine așa cum este, a fost strigată validarea. E bine așa? Sau în ordinea validică, cum e? Domnul președinte, luați-ne pastră. Toată treaba. Deci, în atenția domnilor consilieri, ca să nu greșim, în dreptul numelui scrieți da. Da? În dreptul numelui pe care doriți să fie viceprima, da sau nu? Da sau nu? Domnilor consilieri, permiteți-mi să mai fac niște precizări din punct de vedere legal, ca să nu greșim. Deci, acesta este buletinul de vot, da? La poziția 1 a fost înscris domnul apostol Ionel, iar la poziția 2, domnul Helteanu Serian. Dumneavoastră, după ce v-au auzit strigați de către domnul președinte, doamna secretar vă dă buletinul, vă deplasați în încăperea de acolo la masă și descrie cuvântul da în dreptul candidatului pe care doriți să-l alegeți viceprimar. Atât. Dacă descrie în dreptul ambilor candidați, votul este nul. Dacă nu scrieți nimic pe buletin, votul este iar nul. S-a înțeles? Dacă nu, cine nu înțelege, continuăm. Numai să votați corect. Precizez că votul este secret. După ce consilierul respectiv a votat în încăperea de acolo, împăturește buletinul și depune aici, în fața noastră, în urnă. Între timp, rugămintea domnului președinte să solicitați propuneri pentru comisia de numărare. Două persoane să faceți propuneri. Poftiți! Cei mai tineri consilieri, vă rog să faceți parte din comisia de numărare. Să faceți pentru comisia de numărare. Bine. Am propus deja.
Ce consilier? Mai dorește cineva să facă parte din Comisia de Numărare a Voturilor? Atunci și ne mai plin, supunem la vot cine este de acord ca domnul Paris și doamna Sanchez să facă parte din Comisia de Numărare. Supun la vot pe cei doi care vor face parte din Comisia de Numărare. Toată lumea de acord. Deci candidatul înscris pe buletin de domnul Apostol Ionel va scrie în dreptul său cuvântul da. De asemenea, domnul Elcheanu Serian, da, va scrie în dreptul dumnealui cuvântul da. Da? A, bine, dacă nu doriți, este cu totul altceva. Deci întrebarea a fost dacă candidatul votează. Sigur că da. Iar ce votează, să ne înțelegem, este opțiunea fiecăruia, da? Vă mulțumesc! A fost? Păi nu? Da, deci o singură opțiune. Dacă a spus da în dreptul unui singur candidat, gata, buletinul este valabil. Bine. Deci, domnul Apostol Ionel. Domnul Chiria Marian. Bravo, Marian. Domnul Costea Nicolae. Domnul Hipocanus Serian.
domnul Alin, domnul. Deputate,
12, 11. Deci 11 voturi, domnul Apostol Ionel. Domnule Apostol, sunteți viitor viceprimar. Și succes! Vă mulțumesc foarte mult pentru votul acordat și aș dori să asigur pe domnul primar Năuță că are alături de dânsul un fiu. Deci pentru mine va fi un tată. Și relația noastră la primărie va fi de tată și fiu. Vă mulțumesc! Deci, cu 11 voturi pentru, 5 împotrivă și 1 nou, domnul Apostol Ionel este viitorul viceprimar. Comisia pentru Administrație Publică Locală Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, Muncă și Drepturile Cetățenilor, Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Activități Sportive și de Angajament. Deci, cine este de acord? Acestea să fie trei comisii care vor intra în Consiliul Local. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? În unanimitate, aceste trei vor fi comisii. Pentru a propune numele comisiilor, vă rog să faceți propuneri pentru membrii comisiilor de la prima comisie, adică pentru comisia economică. Cine face propuneri? Vă ascult. Pentru comisia menționată de domnul secretar, vă propun următorii consilieri. Grăjdeanu Nicoleta, Marin Romeo, Popa Costică, Apostol Ionel, Vespan Gheorghe, Doroftei Mistică și Sandu Ionela. Mulțumesc! Mai sunt și alte propuneri? Ne mai primind alte propuneri, supun la vot în bloc cei 7 componenți ai membrilor Comisiei Economice și anume Grăjdeanu, Marin, Popa, Apostol, Vespan, Doroftei și Sandu. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? În unanimitate, Comisia Economică s-a aprobat, formată din 7 membri. Pentru Comisia de Învățământ, dați-mi voie să fac eu câteva propuneri, domnul Dragomir, pentru Învățământ, Stanciu Carmen, Sandu Iulia, Constantin Gheorghiță, Leonte Costel și Costa Nicolae. Mai sunt 7 propuneri? Supun la vot cele 5 propuneri pentru comisie. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate. Pentru Comisia Juridică, vă rog să faceți propuneri? Da. Propunem pentru Comisia Juridică, domnul Dragomir Nicolae, Paris Alin Mihai, Moise Mărică Nicolae, Constantin Gheorghe,
Hărteanu Stelian, Triac Marian și Matache Romin. Consult Consiliul Local al 27 propuneri. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate, aceasta este a treia comisie. Deci... Da. Deci numărul comisiilor, adică trei și componența fiecărei comisii în parte, va fi consemnată în procesul verbal și va fi adoptată ca o hotărâre, ca o primă hotărâre a Consiliului Local nou constituit. Cu aceasta ședința, cu permisiunea noastră, dacă vreți să mai adăugați ceva din sală, vă ascult. Doamnelor și domnilor, eu vorbesc la sfârșit. Domnul președinte a spus ceva. Dacă dorește cineva dintre cei prezenți să spună câteva cuvinte, eu vă mânez microfonul. Deci, ia uite cum vorba de acolo. Mult succes și vreau să la multă muncă, nu? Da, multă muncă. Mulțumim frumos! Doamnelor și domnilor, am început împreună lucrările ședinței de astăzi și iată, constat cu bucurie că dumneavoastră, cetățenii aflați în această sală, ați avut atâta răbdare să rămâneți până la finalizarea lucrărilor. Eu vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc pentru acest lucru! Acum, în numele prefectului județului Bacău, domnul Ghica Ioan și al meu, desigur, doresc să felicit primarul ales, Baritat, care a depus jurământul, domnul Ghica Ioan. De asemenea, doresc să felicit viceprimarul care a fost astăzi ales, domnul Apostol Ionel. Felicitări, mult succes și vă doresc să faceți echipă cu primarul comunei și cu domnii consilieri. Mult succes! De asemenea, felicit Consiliul Local. Consiliul Local al comunei Sascut, care are un rol deosebit în activitatea ce se va desfășura pe parcursul celor 4 ani. Și vreau să vă spun un lucru. Este esențial ca dumneavoastră să faceți echipă. Nu va reuși domnul primar singur, nici viceprimarul, să ducă la îndeplinire obiectivele, proiectele, programele, în fine, ce v-ați propus dumneavoastră să faceți pentru comunitatea locală. Deci numai în echipă, niciun demnitar, fie el numit, ales, nu va reuși de unul singur. Numai în echipă, din acest moment, micile asperități trebuie să dispară. Mă refer la micile asperități, micile, eu știu, ce cuvânt să folosesc ca să nu greșesc? Poate, în fine, cuvinte nu tocmai potrivite, deci să dispară. Campania electorală s-a terminat și de aici, acești oameni care sunt în fața dumneavoastră, cetățenii comunei Sascut, cer de la dumneavoastră, aleșii locali, să le reprezentați în mod corect și legal interesele și să contribuiți prin munca dumneavoastră, prin activitatea dumneavoastră, la dezvoltarea localității, la creșterea nivelului de trai în comună, la creșterea locurilor de muncă, în măsura competențelor legale și încă ceva, domnilor aleși locali, validați astăzi. Eu, ca funcționar de stat, vă spun că
este necesar să nu uitați nicio clipă cine sunt cei care v-au dat votul să fiți azi în fața dumnealor. Da? Adică dumneavoastră. Adică dumneavoastră. Și, de asemenea, comuna este mare, am văzut un număr foarte mare de voturi pentru aleșii locali din fața dumneavoastră. Sunt și persoane care nu s-au prezentat la vot, nu și-au dat votul pentru o formațiune politică sau alta. Nu are absolut nicio importanță. Important este altceva. Ca dumnealor să stea în fața fiecărui cetățean și să răspundă pe măsura competențelor legale, desigur, la toate cerințele locuitorilor comunei Sascut. Doar așa, mandatul dumnealor va fi un mandat rodnic și plin de respect. Și sigur, dumneavoastră, locuitorii comunei, trebuie să veniți cu toată încrederea la dumnealor să vă sprijine atunci când considerați că aveți nevoie de acest sprijin. E cald. Aș dori, așa, m-a impresionat o prezență așa de mare la ședința Consiliului Local, aș dori să mai stăm de vorbă, poate altă dată. Oricum, eu, încă o dată, doresc succes tuturor celor pe care i-am menționat și dumneavoastră multă sănătate. De asemenea, vă mai spun un lucru, domnul primar, la începutul ședinței mi-a spus să spun, domnul primar, îmi spun, mi-a spus ceva. Zice, eu vă reamintesc că dumneavoastră ați fost la acea ședință acum câți 8 ani, da? Dar eu mai fost la o ședință, cred că mai departe, când ați fost ales prima dată sau a doua oară primar aici. Așa este? Așa, deci am ținut bine din mine. Deci să știți că pentru mine a fost o bucurie să participați la ședință și să constat că dumneavoastră, cetățenii comunei, ați hotărât să-l realegem pe domnul primar Răuță pentru că ați considerat că a făcut lucruri bune și poate să facă lucruri bune. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Dumitru. Mulțumesc pentru că vă pot încă o dată, preoților, Consiliul Local nou ales, prietenilor care au fost în rândul 1 și echipei PSD. Mulțumesc cetățenilor, mulțumesc tuturor care s-au avut încredere în mine. Vreau să fiu mai scurt, vreau să terminăm mai repede, cu ați făcut cu toți. Vă promit, când o să ieșim într-o zi cu sărbătoare, o să mai chem la fel și o să mă țin de cuvânt. Iar în condițiile când dumneavoastră nu vă țineți de cuvânt, atunci e greu. Când vă chem să veniți, avem nevoie și dăm cu viitor referendum, avem nevoie de mai multe. Vă mulțumesc că existați. Să vă dea Dumnezeu sănătate.